cultura acasă, sau am putea spune cultura de acasă. Acum, e adevărat, sunt interesante vremurile, astfel încât îți dai seama cât mai este cultura de acasă prezentă. Evident, cu toții, chiar și la vârstele adolescente mă refer, în general, ceea ce consumăm, de la formarea abilităților până la lucrurile banale, cotidiene, e bine, le descoperim dincolo de casă. Însă să știți, la scară istorică, au mai fost astfel de întâmplări. Avantajul pe care avem acum în a explora acasă cultura este dat acest avantaj de tehnologie. Cu ceva vreme în urmă, neexistând acest avantaj, incluzând aici și practica medicală, orașele, aici mă refer chiar și la București, erau închise în perioade de epidemie și 2 ani de zile. Și nu aveai voie să-l părăsești. Și erau, evident, situații mai crunte în desfășurarea zilelor. În vremuri când spitale nu existau, abia dacă existau niște lazarete undeva în afara orașului. Dar tot în acele vremuri, foarte puțini dintre aceia care puteau să iau decizii de salvare traversau mica țară a Valahiei și fugeau peste munți în Transilvania, unde stăteau în carantină, după cum spune și termenul, 40 de zile, înainte ca Imperiul, nu căci pe vremea aceea era acolo Imperiul Austriac, le putea oferi posibilitatea să plece mai departe, să părăsească Brașovul sau Sibiu sau chiar să intre în aceste orașe cu pildă și stăteau cu tot cu familii și servitori în această carantină totală, fără medicamentație, așteptau să vadă ce se întâmplă. Însă, revenind, ce am putea face? Ei bine, dacă prea multe lucruri nu avem, mă refer la biblioteci și cărți sau opțiuni ludice, tehnologia, iarăși, ne este foarte prietenoasă și putem descărca o serie întreagă de lucruri, de la muzică, filme și cărți. Putem fi în timp real, oriunde pe planeta asta și să schimbăm idei, oameni pe care nu-i cunoșteam înainte, dar poate le dăm prietenii acum. Apropierea distanțelor prin filtrul tehnologiei, dacă poate fi considerată și este într-o oarecare măsură așa, un dezavantaj, pentru că rămân în natura umană o serie de așteptări și o serie de adăugiri în sentimente, afecte și în abilități profesionale care duc mai degrabă către apropiere decât distanțare. Și asta se întâmplă din antichitatea clasică, poate chiar mai devreme. Sunt lucruri pe care le veți într-un atelier. Însă, iată că sunt decenii de când medicii cooperează de la distanță, prin consiliere, atunci când au operații mai complicate de făcut, obținând sprijinul colegi din alte clinici universitare din străinătate. Se întâmplă și în România, așadar, pentru tine. Drept urmare, este o distanță pe care o recuperăm, nu mai o considerăm o piedică, ci este o manieră de a ne apropia în timp real, ceea ce nu era odinioară, nici conceptul și nici posibilitatea. Era cât pe ce să mă gândesc la ubicuitate, dacă vreți. Și viitorul probabil că îi va da un conținut în viața noastră, evident tot virtual. Dar acest timp real în care ne putem întâlni, putem avea un dialog, ne putem obține lucruri la care nu ne-am gândit, de la cum și povesteam despre care au unei cărți sau vizionare a unui film documentar. Este timpul să oprești un pic ceasul, cel biologic va merge înainte, dar își va cere și el tihna, că și despre asta este vorba până la urmă, căci trăim într-o viață foarte accelerată. Toate mari metropole și întreaga planetă resimte lucrul ăsta. Însă tihna și oprirea timpului, și anume pătrunderea într-o formă mai lentă de manifestare a vieții cotidiene, oferă prilej de reflexie.
că ai 20 de ani, 40 de ani sau 50 de ani, că ești o persoană activă sau abia pătruns pe unele profesie și vezi bine, competiția devine severă, acerbă, viteze accelerate în dezvoltarea profesională și în atingerea performanțelor. Deci, înainte de asta, e un prim pas pe care mai degrabă îl gândești decât îl faci. Este cel al alegerilor, la care nu prea ai timp să te gândești când trebuie să iei decizii foarte rapide. Și atunci a reflecta în ceea ce privește ce vei face tu în următoarea perioadă de timp mai scurtă și nu mai lungă, pentru că acum ne vom proiecta lucruri de făcut pe un an, doi și pe un deceniu și mai bine așa, cu agenda în față și cu planuri și cu proiecții al unui viitor pe care îl poți avea în fața ochilor și îl poți vedea etapele. Nu mai mult cât o mașină care merge cu farul aprins de noaptea pe un drum și nu poți vedea la 3 metri în față, dar știi că drumul acela are și scop și obiectiv și un punct final unde vrei să ajungi, deși tu prea vezi peisajul fiind întuneric afară, așa și acum. Pentru mare, cultura acasă trebuie să devină cultura de acasă. Conținutul trebuie să fie diversificat. Și când mă refer la asta, la diversificare, dar și un conținut care să fie foarte clar, coerent și care să aducă un plus de informație și plus valoare în timpul pe care tu plătești consumându-l. La asta m-am gândit eu și când spun asta, mă refer și instituțional la Muzeul Municipiului București. Dinamica întâmplărilor este importantă, iar timpul real, dacă se strecoară în virtual, asta înseamnă că ne oprim. Înseamnă că folosindu-ne de tehnologie, iar mesajele care și dialogul care poate fi stabilit în timp real, el trebuie să aibă totuși un conținut serios. Hai să zicem nu academic, că s-ar putea să plictisești, dar cel puțin să poți pătrunde în pariere profesionale foarte diferite cu informația pe care tu oferi sau subiectul pe care îl construiești și îl arunci online pentru informare. Bref, avem multe pagini de Facebook, fiecare dintre muzeele, Muzeul Municipiului București are o astfel de pagină de reprezentare, nu numai de socializare. Este o parte de dialog, în fond, de schimb de idei, unde putem avea forum și putem afla și noi lucruri de la voi. Puteți oferi și voi, mici daruri, o fotografie din vechime sau o poveste care s-ar pierde dacă n-ați mărturisit-o și ar putea intra astfel în panoplia unei bibliografii virtuale sau al unui dosar pe care respectiva pagină va putea păstra odată ce sunt scrise mărturisirile. Apoi un website care a recuperat cât a putut pe toate opțiunile posibile informație și vizuală, dar și mă refer la filme documentare mai ales, care sunt prezente, fie filme vechi digitizate, fie filme mai noi, făcute în ultimii ani despre muzeele și colecțiile noastre, dar și despre București, un film în 5 episoade despre povestea acestui oraș. Dar și informații, adevărat, mai puțin dinamice, nu neapărat statice, dacă vreți, dar care oferă în mic, despre un detaliu, o informație care nu ar fi deprisos, poate ar fi folositoare. Ce ne este de folos și ce urmează, este un subiect asupra căruia ne putem gândi împreună și răspunsul să-l putem afla împreună. Este o parte de adevăr la noi și o parte de adevăr la voi. În cultura de acasă, în fond, deși trăim într-un mare oraș și suntem foarte mulți în același bloc și suntem dincolo de uși cu toții, rămânem foarte mici și foarte prezenți. Trecând peste o serie de piedici ale timpului, dar definindu-le și trecându-le împreună, trebuie să reușim ca în acest timp al culturii de acasă, al unei izolări care ne paște în orice clipă, mai îndelungată sau mai scurtată în timp, în funcție de circunstanțe pe care nu le stăpânim cu toții, ei bine,
putem, să zicem, prelua de la ceea ce au făcut străbunicii noștri în urmă cu 150-200 de ani, când și ei stăteau în izolare, unde erau mai complicate decât ale noastre și cu nesiguranță, evident, sporită. Și anume, erau, evident, ceasul de lectură, căci, deși cărți erau destul de scumpe în acel timp și mereu le trebuia să știi și limba străină, căci totuși cărți în limba română nu prea găsea aia acum 150 de ani. Evident, întâlnirea în rugăciune, în reflexie, în depunerea amintiri alături de cei ai casei. Dar acum avem corespondența online, avem opțiunile a călători oriunde ne-ar trece prin gând să mergem. Ceea ce este într-adevăr un timp în care ar putea prepondere în unele generații să se strecoare într-o manieră mai mare decât alte generații, să zicem mai vârstnice, și să se reconfigureze acolo emoțional, profesional, cotidian. Asta este o chestiune interesantă, nu de văzut cât de amplă va fi și cu ce vom rămâne din această experiență de viață a culturii de acasă și totuși prezentă în timp real, pretutindeni pe această planetă.